Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Accident de muncă la cariera Pinoasa. Femeie din Târgu Jiu aflată în izolare, amendată pentru că nu a fost găsită acasă. Accident în Craiova. O femeie a rămas încarcerată. Un electrician a ajuns la spital cu arsuri la nivelul mâinilor și feței după ce s-a electrocutat la serviciu. Accidentul s-a produs în această dimineață la cariera Pinoasa. Bărbatul în vârstă de 52 de ani s-a electrocutat în timp ce se pregătea să pună în funcțiune o pompă submersibilă. În prezent, electricianul se află internat la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Accidentul de muncă urmează să fie investigat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. O femeie din municipiul Târgu Jiu a fost amendată de autorități pentru că a plecat de acasă, deși avea interdicție să-și părăsească domiciliul pentru că a venit dintr-o zonă cu risc de îmbolnăvire cu coronavirus. Polițiștii și medicii de la DSP Gorj au mers în control, iar femeia nu a fost găsită acasă. Aceasta se afla în izolare la domiciliu deoarece se întorsese din Italia în data de 24 februarie. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj, împreună cu două echipaje de poliție din cadrul Inspectoratului Județean, au efectuat verificări la un număr de 20 de adrese de pe raza municipiului Târgu Jiu. În urma verificărilor s-a depistat că la ora 15:20, o persoană aflată în izolare nu se afla la domiciliul declarat în chestionar. Conform chestionarului completat în aeroportul Otopeni, persoana izolată intrase în țară în data de 24 februarie, întorcându-se din Italia, mai exact din Milano. În consecință, se va aplica o sancțiune contravențională cuprinsă de la 10.000 la 20.000 de lei, conform HC 857/2011. În prezent, la nivelul județului Gorj, se află în autoizolare un număr de 234 de persoane. De asemenea, nu există persoane care să necesite carantină. Autoritățile din România au impus mai multe restricții pentru a împiedica răspândirea coronavirusului după ce numărul cazurilor confirmate în țara noastră a ajuns la 15. Astfel, toate zborurile înspre și dinspre Italia sunt suspendate până în data de 23 martie. Măsura este valabilă pentru toate aeroporturile din România. Totodată, cetățenii români care sosesc din China, Italia și Coreea de Sud prin punctele de frontieră terestre vor intra în carantină pe raza județului de graniță. De asemenea, toate școlile în care sunt raportate cazuri de infecție cu coronavirus vor fi închise. În același timp, evenimentele cu un număr mai mare de 1000 de participanți vor fi interzise până pe 31 martie, iar cele sportive se vor desfășura fără spectatori. Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România pe 26 februarie la un tânăr de 25 de ani din Gorj. Pe 28 februarie au fost confirmate alte două cazuri, la o femeie de 38 de ani din Timișoara și un bărbat de 45 de ani din Maramureș. Al patrulea caz a fost confirmat pe 3 martie la Timișoara la un bărbat de 47 de ani. Pe 4 martie au fost confirmate alte două cazuri, la un adolescent de 16 ani din Timișoara și la un bărbat de 71 de ani din Suceava. Pe 5 martie o colegă de clasa tânărului din Timișoara a fost confirmată pozitiv, fiind al 7-lea caz. Al 8-lea caz a fost confirmat pe 6 martie la un bărbat de 51 de ani din Olt. Tot în acea zi, un bărbat din Hunedoara a fost și el depistat pozitiv, fiind al 9-lea caz. Cazurile 10-13 au fost confirmate în 7 martie la două adolescente de 16 ani din Timișoara, respectiv Hunedoara, la un bărbat de 49 din București și la un altul de 72 de ani din Galați. Ultimele două cazuri au fost confirmate duminică, fiind vorba despre o femeie de 42 de ani din București și despre o femeie de 70 de ani din Mureș. Un număr de 120 de produse cosmetice deținute fără documente justificative și scoase spre comercializare de către un tânăr din Runcu au fost confiscate de polițiști. Captura a fost făcută duminică în urma unor acțiuni desfășurate de polițiști în târgul săptămânal din municipiul Târgu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat în târgul săptămânal organizat pe raza municipiului Târgu Jiu un tânăr de 24 de ani din comuna Runcu care oferea spre vânzare 120 produse cosmetice fără a prezenta documente de proveniență. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, efectuând cercetări în această cauză, fiind dispusă totodată indisponibilizarea celor 120 de produse cosmetice în valoare de aproximativ 11.900 de lei până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii desfășoară astfel de acțiuni frecvent. Un gorjan de 39 de ani a fost prins în timp ce conducea pe un drum din județ cu alcoolemie de peste 1,05 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
Conducătorul auto s-a ales cu dosar penal și a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani din comuna Bengești, Ciocadia, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Scoarța, având o concentrație de 1,05 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Polițiștii atrag atenția tuturor șoferilor să evite să se urce la volanul unui autoturist după ce au consumat băuturi alcoolice. Un bărbat de 52 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat că a lovit intenționat cu mașina o tânără de 14 ani. Incidentul s-a petrecut sâmbătă pe o stradă din comuna Mărunței, județul Olt. Momentul a fost surprins de o cameră de înregistrare instalată pe primăria din localitate. În filmare se vede momentul în care minora, care circula pe partea dreaptă a drumului alături de o altă fată, este doborâtă la pământ. Bărbatul le-a urmărit cu mașina, iar când a ajuns aproape de ele, a accelerat brusc, lovind-o pe fata de 14 ani. Acesta a fugit, însă a fost găsit la scurt timp de polițiști. În plus, oamenii legii au constatat faptul că bărbatul avea permisul de conducere suspendat. Tânăra a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie de 40 de ani a fost rănită într-un accident rutier produs duminică seară în cartierul Craiovița Nouă din municipiul Craiova. În accident au fost implicate două mașini. Potrivit polițiștilor tolșeni, femeia rănită ar fi vinovată de producerea evenimentului. Aceasta nu ar fi acordat prioritate unei alte mașini care circula regulamentar, moment în care s-a produs impactul. Craioveanca a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția pompierilor. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. S-au reluat negocierile pentru noul contract colectiv de muncă la Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de discuții pe marginea creșterilor salariale. Până în momentul de față au fost negociate celelalte venituri aferente contractului. Este vorba de majorarea primelor ocazionale la 1300 de lei și valoarea cotei de cărbune a crescut. Aceasta va fi majorată de la 600 de lei la 1080 de lei. Valoarea unui voucher de vacanță va fi anul acesta la Complexul Energetic Oltenia de 2230 de lei. Socialdemocrații gorjeni au anunțat că până la finalul acestei săptămâni vor fi stabiliți toți candidații pentru primărie. Sunt în total 70 de candidați pentru posturile de viceprimari. Potrivit lui Cosmin Popescu, președintele executiv al PSD Gorj, organizația are aproape 50 de primari, date fiind și ultimele sosiri de edili în partid. Nu este exclus să mai apară primari de la alte partide. Socialdemocrații au reușit să atragă primari din localități importante. Acestea sunt Bumbejiu, Băleș și Crazna. Morega nu are cuvinte de laudă la adresa lui Ion Călinoiu. Președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice Gorj, Danilie Morega, a comentat informațiile apărute în presa locală, potrivit cărora Călinoiu își dorește o nouă candidatură pe lista PSD la alegerile din această vară. Postul deputat a criticat activitatea lui Călinoiu și recomandă să-și vadă de pensie și să-i lase pe cei tineri să candideze. Eu i-aș recomanda lui Călinoiu să-și mai vadă de treaba, să-și vadă de treaba lui, să-și vadă de pensia pe care o are, pentru că el este pensionat cu pensie întreagă, și să lase pe tineri să candideze la Consiliul Județean. Ce candidatură îi trebuie lui? Pentru că eu cu 2 ani de zile mai puțin decât vârsta pe care o are el, eu n-am mai candidat absolut la niciun fel de funcții, nici măcar la Consiliul Județean, nici la Parlament. Am avut propuneri și rugăminți din partea două partide să candidez, partide mari, să candidez când am terminat mandatul pe același colegiu, că nu se desfințaseră colegiile. Și am refuzat tocmai ca să vină tineretul și să meargă mai departe. El chiar nu are bunul simț, chiar nu se vede că este un om în vârstă și că de fapt este un pensionar și să ia loc în Asociația Pensionarilor și să se ocupe de creșterea nepoților, de alte probleme, să facă un OE Geu să se ocupe de societatea civilă. Ion Călinoiu a ocupat pentru o perioadă postul de consilier personal al lui Cosmin Popescu, ulterior fiind numit la conducerea Serviciului Județean de Gospodărire a Apelor, de unde a plecat după căderea guvernului Dăncilă. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu are încă un manager selectat prin concurs. În momentul de față, Dumitru Vienescu, directorul economic, asigură interimatul.
Acesta l-a înlocuit în funcție pe Gigel Capotă, tras pe dreapta de către conducerea Consiliului Județean Gorj. Șefii CJ Gorj par să fie mulțumiți de evoluția lui Dumitru Vienescu în fruntea unității medicale. Managerul interimar a și declarat că va participa la concurs. Deocamdată, prima încercare de organizare a unei selecții a fost anulată. Consiliul de administrație încă nu a luat decizia de a organiza un nou concurs. Odată cu venirea primăverii, reprezentanții primăriei din comuna Bălești au demarat campania de curățenie. Autoritățile locale au profitat de vremea bună de săptămâna trecută și astfel s-au organizat acțiuni de igienizare a localității. Acțiunea de curățenie s-a desfășurat în special pe albiile apelor ce traversează comuna gorjană. Astfel de activități de igienizare se derulează pe parcursul întregului an, însă cele mai importante sunt în fiecare primăvară înaintea sărbătorilor de Paști. Curățenia luna martie încă a demarat de săptămâna trecută, cu o amplă acțiune la nivelul comunei, pe arterele principale, și când spun asta mă refer la drumul național DN67 care străbate comuna Bălești, pe o lungime de 7 km, de la intrarea în comuna Bălești și partea cu Târgu până la ieșire din comuna Bălești, spre Buduhala, comuna vecină Tătălești, unde am ucis de la 416, de la ajutor social. Am trebuit o acțiune de igienizare a domeniului public de o parte și de alta al drumului național ce străbate comun. Tot la fel am avut o acțiune de igienizare în satul Ceauru, și anume la podețe, capetele podețelor, la pârâul Rasova care străbate acest sat, și urmează să demarăm o acțiune de mai mare amploare, undeva spre sfârșitul lunii martie, cu toți angajații primării, angajații societății util și 416-le, să facem o acțiune de mare amploare de igienizare a comunei Bălești, dar cum v-am spus, mai pe la sfârșitul lunii martie, pentru că vrem să văruim și să toaletăm, să igienizăm, să-i spunem și arborii de pe marginea drumului național. În partea celor două drumuri județene care străbat satele Tălpășești Stolojan și Cornești Stolojan. Mădălin Ungureanu și-a propus în acest an să demareze mai multe investiții la nivel de localitate, în special pentru îmbunătățirea infrastructurii în toată comuna. Iarna a revenit în forță în zona montană. A nins din abundență la finalul săptămânii trecute. Este vorba de zona montană Rânca. Stratul de zăpadă este în medie de 50 de centimetri. S-a schiat în weekend pe părtia principală. Nu au fost înregistrate probleme deosebite. Echipele Salvamont sunt în Rânca cu specialiști, gata să acorde primul ajutor sau să recupereze victimele unor accidente produse pe părtie sau în afara domeniului schiabil. Pandurii nu a putut face față uneia dintre echipele fruntașe ale campionatului. FC Argeș s-a impus fără drept de apel la Târgu Jiu, scor 0-4 după două reprize controlate în totalitate. Vasile Buhăiescu și Andrei Blejde au marcat până în pauză pentru trupa lui Ionuț Badea. Gazdele s-au apropiat rar de poarta adversă și în repriza secundă, iar Răzvan Mati și Andrei Minic au bifat alte două reușite care adâncesc prăpastia în care se află Pandurii. Paradoxal, antrenorul Călin Cojucaru a apreciat efortul băieților săi, deși Pandurii și-a făcut norma de goluri primite. Am luat din nou 4 goluri, suntem deja agenții 0-0-4, nu? Exceptând golul cu Reșița, dar dacă muncesc cum am muncit săptămâna asta, poate să crească foarte mult. Săptămâna asta sunt mulțumit de ei, s-au pregătit foarte bine și n-am ce să le reproșez. Asta e, am jucat cu o echipă experimentată, nu-mi convine că am luat 4 goluri, am pretenții de la ei și mă aștept în continuare să avem alt joc. La Pandurii apele rămân tulburi și în plan administrativ. Echipa este măcinată de conflicte interne. Antrenorul Călin Cojucaru este în vizorul conducerii, care dorește suspendarea tehnicianului pentru două etape din cauză că ar fi intrat în conflict cu anumii jucători. În schimb, capitanul Daniel Ciobanu a privit din tribune partida cu FC Argeș pe motiv de indisciplină, iar suporterii au cerut din nou demisia directorului sportiv Camilian Floroiu. Aveați o dispoziție să fie suspendată etapa a doua. N-ați primit-o. N-am primit nimic, nu? Și o să am o discuție, dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, să vedem care e problema. Nu e nimic de ascuns. O decizia mea în privința lui Ciobanu, să nu mă bazez zilele astea pe el. Atât. Nu puteți spune de ce? Bă, dar cum să nu? Adică când 22-23 de jucători respectă o anumită regulă, trebuie să respecte și al 24-lea. Mai ales că l-am pus capitan de echipă. Domnul Ciopanu, când s-a dus antrenorul secund să pună telefonul,
A zis că el se simte ca la pușcărie și eu nu vreau să țin deținuți la echipă. Deși soarta lui cojucarul la echipă este incertă, săptămâna aceasta la Târgu Jiu este așteptat un nou antrenor secund, scoțianul Daghi Imri, fost atacant la formații precum Iverness și San Miren. CSM Târgu Jiu a trecut fără probleme pe teren propriu de CSU Târgoviște, scor 38-13. Gazdele au dominat copios partida din sala sporturilor, iar antrenorul Liviu Andrieș le-a dat minute tuturor handbalistelor pe care le-a avut la dispoziție. Fetele noastre au intrat la pauză cu un avantaj liniștitor 17-6. Curgengele au făcut spectacol în ambele reprize, sâmbătă fiind consemnat și golul cu numărul 400 din istoria tinerei echipe, marca de Gabriela Frunză. A fost al 10-lea succes al sezonului pentru elevele lui Andrieș, care se mențin pe poziția 3-a în clasament. Trebuie să mă îmbăt nicio cu apă rece, nici fetele, pentru că știam că întâlnim un adversar mai modest și că ne vor ieși toate combinațiile. Da, ne-a ieșit, au regat și au avut determinare și una peste alta trebuie să le felicităm pe fete pentru victoria obținută și pentru, exact cum a anunțat și Călin, pentru al 400-lea gol marcat în Liga 2. Am zis să le dau minute la toate fetele, să prindă încredere, să joace și să le rotim, pentru că au nevoie fiecare dintre ele, au nevoie de minute să prindă credere cât mai mare. Numai puțin de 4 jucători au reușit câte 6 goluri pentru gazde. Este vorba despre Mădălina Olariu, Ioana Stanca, Gabriela Frunză și Ira Zinatulina. Etapa viitoare CSM Târgu Jiu va înfrunta Național Râmnicu Vâlcea. Partida este programată pentru joi 12 martie de la ora 18. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!